COVID-19 ar putea deveni istorie. Japonezii au făcut o pastilă care elimină rapid coronavirusul. Un tratament experimental a demonstrat că elimină rapid virusul care provoacă COVID-19. Potrivit unor noi date, a declarat duminică producătorul japonez de medicamente, citat de Reuters. Compania are aspirații globale pentru pilula antivirală care este în prezent evaluată de autoritățile de reglementare japoneze. Producătorul de medicamente a declarat în luna martie că va lansa un studiu global de fază 3 la nivel mondial pentru acest medicament cu sprijinul guvernului american, iar directorul general Isao Tisrogi a declarat că producția ar putea ajunge la 10 milioane de doze pe an. Acțiunile firmei i-au avut o evoluție sinuoasă în urma speculațiilor privind succesul tratamentului. Acțiunile au urcat vineri după un raport potrivit căruia guvernul american negociază achiziționarea de rezerve de medicamente, mai notează sursa citată de Mediafax. Pe 13 aprilie, acțiunile au scăzut cu până la 16% în urma unor rapoarte conform cărora medicamentul ar putea prezenta riscuri pentru sarcini pe baza datelor preclinice.